Profesorii din Zalău își vor primi salariile la timp după ce consilierii locali au aprobat rectificarea bugetară care viza și acest aspect. La ședința de marți a fost aprobat și proiectul privind decontarea cheltuielilor de navetă aferente lunii octombrie pentru cadrele didactice. Moș Nicolae este de acord cu cadrele didactice din municipiul Zalău după ce, în cadrul ședinței ordinare de Consiliul Local de marți, consilierii au aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 cu completările aduse de reprezentanții Direcției Economice din Primăria Municipiului Zalău. Astfel, bugetul municipiului Zalău a fost suplimentat cu 5.432.000 de lei, bani care au fost repartizați pentru plata salariilor pentru personalul de învățământ preuniversitar de stat, pentru plata asistenților personale ai persoanelor cu handicap și pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap, pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani a personalului de învățământ preuniversitar de stat a fost alocată suma de 4.182.000 de lei, iar pentru plata salariilor asistenților personal și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap au fost alocați 1.250.000 de lei. Tot prin această rectificare a fost aprobată și suplimentarea bugetului local cu 74.800 de lei, bani reprezentând plata cheltuielilor pentru copiii cu cerințe educative speciale. Bugetul municipiului Zalău va fi majorat cu suma de 74.800 pentru învățământ, pentru cheltuieli cu privire la cerințe educaționale speciale, deci pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Și cu această majorare de buget, vă rog să supuneți spre aprobare. Numărul hotărârii de Consiliu Județean ne va fi comunicat după ce va fi, dar la... Vă rog să faceți precizările care se impun. De ce suntem astăzi, acum, la ora asta, cu proiectul ăsta, în forma în care suntem? Da. Vis-a-vis de ordonanța, hotărârea de guvern care nu s-a publicat decât azi. Deci nu am putut prezenta domnilor consilieri decât ieri în ședința de comisii proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local, deoarece ordonanța de guvern a fost aprobată doar ieri. Anexele au fost transmise către Direcția de Finanțe de-abia azi dimineața, am primit ultimele modificări care au fost, deci materialele au fost discutate, s-a primit pentru învățământ suma de 4.182.000 pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente lunii noiembrie, ceea ce înseamnă că nu vom avea restanțe pe anul 2016 la plata cheltuielilor de personal. De asemenea, s-a primit suma de 1.250.000 pentru drepturile asistenților personale, persoanelor cu handicap și indemnizațiilor de persoanele cu handicap, ceea ce înseamnă că nici aici nu vom avea restanțe, deci se acoperă cheltuielile de personal integral. Și cu această completare pe care v-am spus-o mai devreme, respectiv 74.800 pentru copiii cu cerințe educaționale speciale care vor fi repartizate unităților de învățământ, se propune rectificarea pe care o regăsiți în proiectul de hotărâre. Deci abia ieri a fost publicată în Monitor Oficial hotărârea de guvern care aprobă sumele necesare plății salariilor dascălilor pentru luna noiembrie și banii pentru asistenții sociali tot aferenți lunii noiembrie. Sigur, poate ziceți, da, bun, dar nu, de ce ați forțat nota să veniți în ședința asta cu proiect, dacă nu erau clare lucrurile? Am vrut să se întâmple așa, să discutăm astăzi și să aprobăm proiectul respectiv, pentru ca profesorii și asistenții sociali să-și poată lua salariile la timp. Precizăm că documentele privind rectificarea bugetului au fost depuse la trezorerie la scurt timp după încheierea ședinței, astfel încât personalul din învățământ și asistență socială să-și poată primi salariile la timp.